Perioada postului mare a trecut, iar odată cu finalizarea lui, intrăm într-un nou capitol din punct de vedere al regimului alimentar. Indiferent de numărul de zile în care am reușit să ne înfrânăm, trecerea de la un meniu bogat în carbohidrați la unul proteic de origine animală ne poate da bătăi de cap, dar mai ales de stomac. Secretul unei adaptări ușoare, moderația. Masa de Paști ar trebui văzută ca un motiv de bucurie, pentru că putem sărbători această minune, învierea Domnului, alături de cei dragi și de familie, și nu doar un motiv pentru a mânca în exces. De aceea, moderația și echilibru ar trebui să definească masa de Paști. Deși masa de Paști este bogată în grăsime, avem la îndemână mici aliați care pot ajuta procesul digestiv. Deoarece o perioadă îndelungată am consumat numai preparate vegetale, trecerea la o alimentație bazată pe carne, bogată în grăsimi, poate cauza probleme din sfera digestivă. De aceea, recomand să nu consumăm toate preparatele la o singură masă și să ne respectăm în continuare un program al meselor, cu 3 mese principale, cu o pauză de aproximativ 3 ore între ele și, dacă se poate, chiar cu o plimbare de minim 30 de minute pentru a ajuta digestia. Chiar și o cafea consumată după mesele principale ne poate ușura digestia. În plus, ar trebui să profităm de varietatea de legume și de verdețuri ce se găsesc în această perioadă și ar trebui să le includem în diferitele preparate sau salate și să nu ne lipsească de la nicio masă. Oul este vedeta mesei de Paști, dar și acesta trebuie consumat cu moderație, mai ales de cei cu bila leneșă. Oul este un supraaliment. El conține proteine de calitate superioară, adică prezintă toți aminoacizii esențiali, este bogat în vitamine A, D, E și B-uri, în minerale, fier și zinc, dar gălbenușul conține o cantitate mai mare de colesterol. Ouul este unul dintre cele mai complexe și hrănitoare alimente. Persoanele care au probleme cu vezica biliară, cum se spune în popor, au o bilă leneșă, ar trebui să consume maxim un ou pe zi și de preferat să nu fie fiert tare, pentru că acest lucru îngreunează digestia. Restul persoanelor care nu au afecțiuni biliare pot consuma maxim 2 ouă pe zi, dar să fim conștienți că în toate preparatele tradiționale sunt adăugate ouă, de aceea trebuie să fim moderați cu consumul lor. De ce ar trebui să ne ferim totuși ca să nu petrecem sărbătorile la camera de gardă? De mesele copioase, bogate în grăsimi, asociate cu consumul de alcool, pentru că această combinație poate da o pancreatită. Deoarece drobul, ouăle, friptura de miel sunt preparate destul de grele, nu ar trebui să mai adăugăm și salatele tradiționale, pline de maioneză, ci să le asociem cu legume proaspete. De asemenea, diabeticii ar trebui să-și reducă consumul de dulciuri la maxim 50 de grame de desert pe zi, iar persoanele cu afecțiuni cardiovasculare să aibă grijă la cantitatea de sare pe care o adăugăm în mâncare, dar și la alimentele bogate în grăsimi. Schimbarea bruscă de regim alimentar se resimte ca un șoc asupra organismului. După fasole, mazăre și cartofi, masa festivă ne oferă drob, friptură și cozonac. Aceste alimente sunt greu de digerat, dar contează foarte mult cu ce le asociem la masă. De exemplu, drobul este un aliment foarte echilibrat de punct de vedere nutrițional, deoarece conține organe fierte în combinație cu multe verdețuri, ouă și, în plus, este gătit la cuptor. El este bogat în fier, în vitamine A și D, deci este un aperitiv perfect pentru masa de Paști. Dacă mâncăm o felie de drob, alături de un ou fiert, o felie de caș și legume proaspete, ne-am asigurat un mic dejun echilibrat și sățios. Când vine vorba despre friptura de miel, putem opta pentru o variantă mai slabă, cum ar fi pulpa, și să evităm adăugarea de ulei în exces atunci când o preparăm. Putem asocia carnea de miel cu legume la grătar, salată verde sau salată de crudități, deoarece fibrele și fitonutrienții din legume ne pot ajuta la digestie și ne vom sătura mult mai rapid, evitând astfel excesul de carne. Pentru desert avem cele două preparate tradiționale, cozonacul și pasca. Recomand reducerea cantității de zahăr adăugat, mai ales pentru pască, unde avem și fructe deshidratate, stafidele, care sunt pline de zahăr. Încă o recomandare ar fi să consumăm deserturile în prima parte a zilei. De exemplu, cozonacul îl putem asocia cu un pahar de lapte degresat sau un iaurt grecesc de 2% grăsimi, astfel nu vom mai avea o creștere atât de bruscă a glicemiei. Ce ar trebui să facem dacă am exagerat din punct de vedere alimentar? Cina ar trebui să fie ușoară. Putem opta pentru un bol de ciorbă de miel sau o porție de carne slabă de curcan sau de pui cu o salată verde. După masa de sărbătoare, corpul ne cere să ne întoarcem la o dietă ușoară, cu multe fructe și legume, carne slabă, mișcare și somn pentru refacere și să nu uităm să ne hidratăm suficient. Deși ne bucurăm de comuniunea întregii familii reunite în jurul mesei, cei mici ar trebui să aibă porții pe măsura lor. Porțiile lor ar trebui să fie mai mici decât ale adultului și pentru că ei sunt în creștere, au nevoie de multe vitamine și minerale pe care și le pot lua din legume și fructe. De aceea, ele nu ar trebui să lipsească de la nicio masă. De exemplu, la micul dejun ei pot consuma un ou fiert asociat cu o felie de drob de aproximativ 50 de grame, o felie subțire de telemea light și legume proaspete. O altă variantă de mic dejun poate fi o felie de cozonar de aproximativ 60-80 de grame, plus un pahar de lapte degresat. La prânz ei pot consuma 4 sarmale cu o porție de mămăligă, iar seara pot mânca o porție de carne de miel de aproximativ 65 de grame cu o salată verde. Pentru desert putem opta ori pentru o felie de cozonac sau o felie de pască, împreună cu fructe proaspete. Masa de Paști este în primul rând fericirea revederii. Să ne străduim prin alegerile alimentare pe care le facem să petrecem timp cu familia și nu cu medicii de gardă. Masa de Paști este un prilej de bucurie, mai ales când ne strângem cu cei dragi. Să nu lăsăm excesele alimentare să ne strice această stare de bine, deci să avem grijă ce și cum mâncăm. Sărbători cu bine! Dacă vom da dovadă de echilibru și moderație, vom avea parte de sărbători liniștite. Și să nu uităm vechiul principiu din lumea medicală: este mai ușor să previi decât să tratezi.